A fost o seară furtunoasă pentru polițiștii din Sighetul Marmației, care au fost solicitați să intervină pentru a întrerupe o petrecere. Mai mulți tineri petreceau de mama focului cu muzica dată la maximum, fără să le pese de vecini. Pentru că s-au simțit deranjați de polițiști, unul dintre ei a scos chiar toporul să se apere, iar scandalul a continuat la secția de poliție. Eu nu-l duc. Vă rog să păi și dacă mă bateți? Nu te bate nimeni. Păi eu nu-l duc pe telefon. Dar nu puneți mâna pe mine, nu mă buscați. Nu ai voie să intri cu telefonul în sediu poliției. Pui acolo telefonul. Acolo, dar nu mă filmați. Hai, nu te filmează nimic. Foarte bine. Nu mă filmați. Și ce atunci? Ce mă buscați? Te rog să pui. Dar de ce m-ați buscat? De ce mă țineți din mână? Dar până acum ce ați făcut? Eu pot să vin de bunăvoie. Cu greu au reușit polițiștii să-i audieze pe cei trei petrecăreți care se aflau și în stare de ebrietate. Totul a început cu un apel la 112 prin care un vecin a solicitat un echipaj de poliție care să oprească cheful unor petrecăreți dintr-un bloc din Sighetul Marmației. Un echipaj a fost trimis la fața locului, însă la vederea polițiștilor, oamenii au ieșit cu topoarele în întâmpinarea acestora. Imediat agenții au chemat întăriri, iar 6 polițiști au reușit în foarte scurt timp să îi încătușeze pe cei 3 scandalagii care au fost duși apoi la sediul poliției pentru audieri. Pe numele indivizilor a fost deschis un dosar penal pentru infracțiunea de ultraj și tulburarea liniștii publice.